Bună ziua, fetelor! Așteptăm să vă strângeți câteva. Poți să dai și tu șerea. Să intru și eu. Bună seara! Vă rog să dați și voi un share. Să îmi spuneți dacă se aude bine, dacă se vede bine. Să puneți și eu pe tabletă să văd comentariile voastre. Deci, încet, încet ne adunăm. Mă auziți? Se vede bine? Eu deocamdată nu văd niciun comentariu. Acum încep. Așa. Bună seara! Acum văd și eu comentariile. Bună seara, Claudia! Bună seara, Ana Maria, și colegele mele sunt cu mine. Bună seara, fetelor! Mă bucur că m-auziți și mă vedeți bine. Am rugămintea colegilor mele care sunt cu mine să mă ajute în cazul în care nu voi vedea toate întrebările, pentru că astăzi nu am ajutor decât pentru suportul tehnic să-mi citească întrebările și să mă ajute cu întrebările. Nu am, deci trebuie să mă uit singură. Haideți că ne-am adunat câteva, să nu mai pierdem timpul. Numele meu este Hegedis Andreea, sunt trainer Nail Shop și astăzi am să vă arăt câteva modele simple de salon, un mix design și vom profita de începutul anului și de noua culoare a anului. Și toate modelele care le voi demonstra astăzi vor fi făcute cu culoarea anului. Dar până să trecem la treabă, mai am să vă fac câteva anunțuri. Din câte ați văzut, începând cu data de 14 ianuarie, pe pagina noastră de Nail Shop, a apărut un concurs și anume concursul de ambasador. Deci echipa Nail Shop vrea să-și mărească numărul de ambasador și a lansat un concurs. Tot ce trebuie să faceți voi este să faceți o postare cu munca voastră pe Facebook sau pe Instagram în care să promovați munca dumneavoastră, produsele și brandul Nail Shop. Postarea trebuie să răspundă la două întrebări și anume, cine este Nail Shop și de ce ați ales să lucrați cu produsele Nail Shop. După ce ați răspuns la aceste întrebări, tot la această postare trebuie să folosiți și următoarele hashtag-uri. Hashtag Nail Shop, hashtag nailshop.ro, hashtag ambasador nailshop și să dați tag paginii nailshop. După ce ați făcut această postare, puteți trimite și un mesaj privat pe pagina de Facebook sau de Instagram cum că doriți să participați la acest concurs, ca colegii mei care se ocupă de acest concurs să nu scape nici o postare. Dacă veți ajunge ambasadori, veți avea și unele beneficii, cum ar fi veți avea o bulină cu brandul de ambasador, un pachet de produse în valoare de 400 de lei de pe site-ul Nail Shop, adică produsele 2M Beauty, veți avea o reducere permanentă timp de 6 luni de 20% la toate produsele de pe site, veți beneficia la alegere și de un curs gratuit online. Veți avea un poster personalizat, promovarea gratuită pe platformele noastre de socializare și multe altele. Da, acest titlu de ambasador este mandatul de ambasador, va dura minim 6 luni, cu posibilitatea ca durata
acestei perioade să deveniți chiar top ambasadori sau chiar trainer. Poate nu mulți dintre voi știți, dar și eu am participat la acest concurs cu ceva vreme în urmă. Am câștigat, am devenit ambasador, după 6 luni am devenit top ambasador și după aceea trainer. Și astăzi mă aflu în fața voastră, ca și trainer, fac parte din frumoasa familie Nailshop și vă sfătuiesc că nu aveți nimic de pierdut dacă folosiți brandul și produsele Nailshop, decât de câștigat veți avea. Este o familie foarte frumoasă și veți fi foarte fericiți să faceți parte din ea. Astăzi, dacă toți suntem la anunțuri, cred că ați văzut, cei care urmăriți pagina, că s-a afișat Nail Camp-ul, adică tabăra Nailshop, care va avea loc în data de între 23 și 28 mai la Vadul Crișului, la Roa Munților, la pensiunea Roa Munților. Tabăra este desfășurată pe 6 zile și 5 nopți. Veți avea 5 zile de cursuri cu trainer Nailshop, unde veți avea o mulțime de informații. Dacă aveți întrebări, îmi puteți pune în legătură cu tabăra. Ce trebuie să vă spun este că locurile sunt limitate, sunt doar 30 de locuri și acestea se ocupă foarte repede. Vă spun din propria experiență. Și cred că și dacă avem printre noi persoane care au participat în tabără, vă pot spune că experiența taberei este minunată. Așa, bună seara, bună seara. Oh. Sunteți multe cu mine astăzi seară. Mă bucur, vă pup. Dacă aveți întrebări, puteți să le puneți. Vă răspund și eu și colegele mele. Acum că am terminat cu așa cu anunțurile, o să trecem la treabă. O să mutăm camera și am să vă prezint culoarea anului și modelele pe care eu vi le-am pregătit cu această culoare. Imediat o să schimbăm camera. Montez telefonul, am să vă rog să-mi spuneți dacă se vede bine, că este ok. Așa, să vedem. Opa. Nu pot să-l lași așa, că este mai multă lumină. Se vede bine? Stați puțin, că am pierdut întrebările. Avem aici un comentariu. Produsele sunt super, eu le folosesc. 2M sunt numărul 1 și sunt recomandate. Cât costă? Cât costă tabăra? Păi, tabăra este 1500 de lei. Sunt cursurile. 1150 de lei este cazarea și masa. Deci, un total de 2650 de lei este tabăra. Pe perioada 23-28 și avansul, locul se ține prin plătirea unui avans de 750 de lei. Așa, imediat să-mi pun mănușile. Dacă anul trecut culorile anului au fost galben și gri, în acest an culoarea anului este verde-peri. Ce culoare este aceasta? Este un mov, un violet albăstrui. Dacă îl punem lângă albastru, ne dăm seama că este mov. Dacă îl punem lângă mov, am spune că este albastru. Este o culoare foarte frumoasă. Aici avem produsele din această culoare. Dacă veți intra pe site-ul www.nailshop.ro, la secțiunea categorii, aveți acolo prima secțiune, culorile anului, din această culoare. Să vedem. Mă vedeți? Da.
Eu am pregătit aici câteva tipsuri să vă arăt aceste culori. Avem o nuanță de ojă semi-permanentă, 228. Ia uitați, este foarte frumoasă. Sunt culori foarte pigmentate. Dacă ies din cadru să-mi spuneți. Se folosesc foarte ușor. Și ne ajută în munca de salon, fiind foarte pigmentate. Ia uitați cât de frumoasă este. Pe lângă această ojă semi, avem și două geluri color 456. Este o culoare foarte frumoasă, o nuanță foarte frumoasă. Am să o aplic pe tips să o vedeți mai bine. La fel de pigmentată. Nu sunt culori translucide. Au o pigmentație ridicată. Am luat și câteva scame. Nelipsitele scame. Ia uitați că este de frumoasă. Să o polimerizez. Mai uit și la comentarii. Să nu... Și colegele mele vă răspund. Acum am să îmi curăț. Voi cum vă curățați pensulele? Am să vă arăt cum îmi curăț eu pensula. Pentru curățarea pensulei folosesc brush gel clear. Tot de pe www Nail Shop. Pun o cantitate mică pe un paletar. Iar acum vreau să scap de culoarea care am aplicat-o pe tip, să-mi curăț pensula să pot aplica cealaltă culoare și prin mișcări ușoare de tapotare în acest gel, uitați cum îmi iese toată culoarea din pensulă. O șterg de un pad. Și pot să mai dau încă o dată să fiu sigură că am scăpat de toată culoarea. Îmi șterg și așa. Și acum vă arăt următorul gel. Este un gel color 732. Foarte frumos. Sunt puțin folosite. Ale mele le-am folosit în realizarea modelelor pregătite pentru astăzi. Și acesta este un gel la fel de pigmentat, o culoare superbă. Pot să spun că este preferata mea din toate nuanțele acestei culori, culoarea anului. Dacă ne uităm la ea, putem să spunem că este albastru, dar dacă vom pune un albastru lângă, vom vedea că nu este chiar albastru. Ia uitați cât este de frumoasă. Foarte frumoasă. În cazul în care ies din cadru, vă rog frumos să-mi spuneți. Să vedem și la comentarii. Ador această culoare. Da, și eu o ador, este foarte frumoasă. Diana ne spune că ea în finish și șterge cu un șervețel uscat. Da, este foarte bine și în finish. Aici avem oja semi-permanentă și cele două culori de gel. Ia uitați cât sunt de frumoase. Aici opa, mai am două tipsuri pregătite să vă arăt încă ceva. Și anume, mai avem pe site tot în culoarea anului aceste două lacuri de unghii de la Moira. Acestea sunt două lacuri tradiționale care se usucă la aer. Puteți să le folosiți la manicura clasică sau la pedicură.
Pe lângă acestea avem și câteva paiete. Avem acești mirror flex, niște fulgi foarte frumoși. Ia uitați! Și am pregătit și un tips să vă arăt cât de frumos se văd ei aplicați. Aici am pregătit dinainte, am aplicat o ojă semipermanentă și anume Intens 03. Aceasta are strat de dispersie și acești fulgi se vor lipi pe stratul de dispersie al ojei. Deci puteți să-i aplicați pe orice gel sau ojă semipermanentă care are un strat rezidual. Ia uitați cât de frumos, ce efect frumos au acești fulgi. Voi aplica și un top. Să vedeți ce frumos se vede. Sunt superbi. Uitați. Putem să facem modele sau putem să lăsăm pur și simplu ca și culoare. Și pe lângă acestea mai avem paiețele. Ia uitați. Foarte frumoase. Toate le vom folosi astăzi în designurile care le vom realiza. Avem sclipici. Foarte frumos. Deci mai avem încă un sclipici Diamond Power. Ia uitați. Ce frumos clipește. Acesta am vrut să vi-l pun și pe un tips, să vedeți cât de frumos se vede. Am să aplic un top. Iar acum cu ajutorul unui tips voi presăra această pudră de sclipici. Aceasta puteți să o aplicați și pe stratul de direct pe ojă sau pe gel, dar eu cel mai bine o aplic pe top. Ia uitați ce frumos sclipește. Deci, aceste produse le găsiți în categoria culoarea anului. Mai avem și câteva cristale. Sunt foarte frumoase. Este foarte frumoasă această culoare. Mai avem o întrebare. Bună, ce culori bune pot folosi pentru pictat flori diverse? Dar a răspuns colega mea. Se găsesc pe site gelul painting, stamping, carving, care sunt pentru pictură. Ia uitați. Acestea sunt tipsurile. Culoarea anului. Sunt foarte frumoase. Acum că v-am prezentat culorile, să trecem și la designul pregătit pentru voi astăzi. Am să-mi scutur sclipiciul. Și vom începe cu acesta. Ia uitați. Dacă tot ne apropiem de luna februarie, de 14 februarie, de ziua îndrăgostiților, de Valentine's Day, am realizat câteva modele chiar în culoarea anului. Sunt foarte frumoase, sunt o combinație cu aceste culori. De vedeți, am folosit și acel sclipici și am folosit culoarea gel ca color 732. Eu vă voi demonstra acest model, cel din mijloc, cu jumătate de inimioară, dar încă ceva vreau să vă spun.
Din câte observați, tipsurile mele de pe această paletă nu au aceeași dimensiune. Vedeți? Este de la cel mai mare la cel mai mic. Eu am realizat aceste modele pe aceste tipsuri de la 2M Beauty, care sunt speciale pentru modele, pentru nail art, nail art tips oval, natural este. Ia uitați, sunt 120 de tipsuri care pornesc de la cel mai mare până la cel mai mic. Sunt numerotate de la 0 la 9, la cel mai mare, la cel mai mic titel. Și sunt perfecte pentru a realiza modele și aceste seturi, care sunt foarte frumoase. Să trecem la treabă. Ce înțelegem noi prin mix design? Mix designul este o tehnică în care folosim mai multe tehnici și mai multe materiale, o tehnică foarte uzuală în salon, pentru că folosim ce avem la mână, sunt modele ușoare de salon. Din câte știm, clientele de obicei nu prea au răbdare să stea, să pictăm foarte mult. Ia să vedem, avem o întrebare. Cu ce le lipesc pe tăbliță? Pe tăbliță sunt lipite cu pata fix. Imediat vă arăt. Ambalajul este o gumiță pe care o găsiți la papetărie, la librării. Nu strigă unde este. Ia uitați-o. Așa arată. Este o gumiță pe care voi o rupeți. Sunt pătrățele mai mari, dar voi vă luați o bucățică mică și lipiți tipsul pe suport. Ea poate fi și refolosită. Dacă nu mai aveți nevoie și vreți să aruncați tipsul, puteți să luați gumița și să o folosiți la alt tips. Cum spuneam. Voi realiza acest model. Ca și bază, am folosit o semipermanentă Intens 01. Eu lucrez foarte mult cu aceste oje semipermanente Intens. Se află pe site în 3 nuanțe. Intens 01 este o culoare albă, foarte pigmentată și se aplică foarte ușor și frumos. O mai găsiți în nuanță de roșu, Intens 02 și Intens 03, care este negru. Sunt foarte pigmentate și acoperă chiar dintr-un singur strat. Am aplicat, polimerizez. Vedem dacă mai sunt întrebări între timp. Bună seara, bună seara și fetelor care au ajuns mai târziu. Acum voi folosi gelul 732. Nevoie de o pensetă. Trebuie acolo cam o pensetă. Desfac mai ușor. Așa. Cu o pensulă subțire. Eu folosesc foarte mult această pensulă. Se vede că de câte ori am șters-o, i s-a șters și numele. Este Nail Art Brush numărul 00 de la Moira. Mulțumesc. Așa. S-a polimerizat albul. Avem, se poate face și French-ul cu Intens? Da, cum să nu? Eu French-ul doar cu Intens îl fac. Îl realizez. Voi lua o cantitate mică de gel. Pensulele mele sunt curățate înainte. Le-am pregătit să nu mai pierd timpul acum. Și voi face o inimioară, de fapt o jumătate de inimioară. Îmi fixez punctul de început și ușor, primul rămână, voi realiza conturul jumătății mele de inimioare. Și acum
o voi colora. Pentru a nu pierde foarte mult timp cu această pensulă, că este subțire, mă voi ajuta și cu o pensulă, aici nu se vede nici, măcar înainte, este o pensulă de la Norca 01 și voi colora această jumătate de inimioară. Îmi tremură mâna spre vârf, mă ajut de pensula subțire. Trag o linie să fie dreaptă și vârful meu să fie ascuțit, să nu fie rotund. Așa. Polimerizez peste. Voi aplica deja top. Și anume voi aplica un top mat. Să vedem unde este. Aici. Mai am nevoie. Și îmi pregătesc sclipiciul și paietele. Avem grijă să nu le răsturnăm, să nu suflăm în ele. Că o să avem sclipici din cap până în picioare. Sunt foarte frumoase. Să vedem și la întrebări. Dacă mai sunt, bună seara, bună seara. Nu văd întrebarea, dar văd că a răspuns colega mea, Timea. Da, la aceste tipsuri sunt băfuite. Da, eu le-am pregătit dinainte, le-am dat cu un buffer, să nu mai pierd timpul acum în live. Voi aplica un top mat. Mat, top coat, tot de la 2M. Toate produsele cu care lucrez sunt marca 2M Beauty și le găsiți pe www.nailshop.ro. Aplic topul mat și polimerizez. De ce credeți că am aplicat eu topul mat acum? Pe partea de inimioară voi aplica paietele. Și să nu cumva, dacă nu aplicam topul mat, intensul meu 01 avea strat de dispersie. Și pulberea sclipitoare și paietele și toate puteau să mi se lipiască și pe lângă inimioară. Și să nu mă chinui după aceea să le șterg, mai ușor este să aplicăm un top mat ca aceste paiete și sclipici să se lipiască doar acolo unde dorim noi. Acum, pe inimioară, voi pune o bază, un master multibase voi pune eu. Nu am nevoie de o cantitate foarte mare de material. Pun un pic cât am pe pensula și o distribui pe întreaga jumătate de inimioară. Ca eu să pot lipi acele paiețele. Iată. Polimerizez câteva secunde, nu este nevoie de foarte mult. Iar acum, tot cu această pensulă mai grosuță de la Norca. Norca 01, scuzați. Voi pune paiețele în mijlocul acestei inimioare și sclipici. Vedeți, el se pune și pe lângă, doar că nu mi se va lipi pentru că eu am top mat și nu le voi avea lipite pe lângă inimioară. Polimerizez. Închid materialele. Iar acum voi aplica pe jumătatea de inimioară un top. Să văd unde l-am pus. Voi aplica un Master Shine Top. Este topul cu care eu lucrez
și la care nu aș renunța. Acum, cu o periuță, caută-mi, te rog, o periuță. Este ce am găsit-o. Voi scăpa de tot surplusul de sclipici. Voi lua o picătură micuță de top și o voi aplica pe inimioară, în mijlocul jumătății mele de inimioare, iar cu pensula subțire o voi distribui pe toată suprafața, acoperind tot sclipiciul. Dacă mai am nevoie de material, revin și mai pun o cantitate mică de material. Nu avem nevoie de o cantitate mare de material. Am aplicat topul și polimerizez. Închidem paietele. Și acum vom veni cu spider negru. Ia uitați. Este un gel. Ia uitați, gumat, elastic, care se întinde și noi putem realiza o mulțime de modele cu acest gel. În aplicarea acestui gel mă voi folosi de un băț de portocal. Cu vârful acestui băț de portocal îl voi introduce în material. Ia uitați. Pun punctul și cât de mult se lungește acesta. Ia uitați. Cât am eu nevoie. Voi lua o cantitate mică. Nu este necesar să introduc acest bețișor foarte mult în gel. Cum îl ating, el se lipește de acest bețișor și îmi va... voi realiza aceste linii uțe. Ia uitați ce frumos se așează pe tips. Și aplic câteva linii uțe. Nu este necesar să aplic foarte multe pentru a-mi încărca modelul. Uitați. Foarte frumos. Polimerizăm. Aceste geluri spider au nevoie de fixare. După polimerizare rămâne un strat rezidual, adică un strat lipicios și noi trebuie să le fixăm. Lângă, observați că am pus și un mesaj. I love you. De pe această matriță de acții builde, acestea se lipesc foarte bine și rezistă de la o întreținere la alta. Căutăm unde avem I love you. Aici. Vom fixa spider-ul cu un pad și lichid de fixare. Îl ștergem. Mă voi ajuta de această pensetă și voi dezlipi mesajul. Așa. Și îl voi lipi frumos pe tips. Opa! Nu mă ascultă mesajul. Bun. Uitați. Și deja tipsul nostru este foarte frumos. Eu pe acesta am aplicat top mat pe jumătatea unde am mesajul. Dar acum voi aplica top lucios. Să vedeți cum arată și cu top lucios. Voi veni frumos cu un strat de Master Shine Top pentru a-mi fixa acest acții build, să fiu sigură că el nu va cădea. Uitați. Polimerizez.
Ce spuneți de aceste modele? Vă plac? Acest set de modele cu inimioare? Colega mea Corina spune finuț și de efect. Da, așa este, sunt foarte finuțe și de efect și în același timp sunt foarte ușoare. Le realizați într-un timp foarte scurt și sigur clientele voastre vor fi foarte mulțumite de ele. Uitați, și modelul nostru este foarte finuț, ușor și de efect. Așa, trecem mai departe la următorul model, care este acesta. Ce spuneți de el? Acesta este și mai simplu, spun eu, și de efect. Realizarea acestui model voi folosi gelul color 456. Voi avea nevoie de un top, de Master Shine Top, de pudră acrilică. Am avea nevoie de pudră acrilică și aceasta este tot de la 2M. Și voi folosi gelul Magic Silver, un gel Spider White. De data aceasta voi folosi alb. Și voi mai avea nevoie, pe lângă pudra acrilică, și de un sclipici puțin mai dens, mai, nu mai dens, mai aspru, mai, să nu fie atât de fin. Voi folosi Diamond Power 01, o nuanță de argintiu, și voi avea nevoie de burețel, de această pensulă, Nail Art, cu bureței. Voi desface pensula și aceasta o găsiți pe www.nailshop.ro. Voi scoate. Și acum să începem modelul. Voi aplica culoare pe tips. Mă ajut la desfacerea căpăcelelor de o punsetă. La aplicarea culorii nu v-am spus. Eu folosesc pensula profesional gel 2 oval lung. Sunt foarte încântată de ea. Voi aplica un strat de culoare. Uniform. Nu am nevoie de două straturi. Vom aplica un singur strat de culoare. Dar acesta nu îl voi polimeriza. Și voi aplica pe el pudra acrilică. Voi lua un șervețel. Voi avea nevoie de tips. Și cu ajutorul șervețelului. Pun această pudră acrilică în caz de îmi scapă pe lângă, să nu o arunc. Și cu ajutorul șervețelului o voi putea pune înapoi în recipientul ei. Și acum voi presera pudră acrilică peste culoarea mea. Nepolimerizată. Opa. Este nevoie să preserăm pudră până în momentul în care vedem că gelul nostru nu mai este lucios. Trebuie să preserăm și să așteptăm puțin până culoarea absoarbe toată pudra acrilică. Preserăm și așteptăm câteva secunde și pe partea cealaltă. Scuturăm. Având șervețelul de desubt, noi nu o vom arunca tot ce ne cade pe lângă recipient și o vom
pune din nou în recipient. Polimerizez acum. Și până se polimerizează, tot praful care eu l-am mi-a căzut pe lângă recipient, acum îl pot pune la loc. Fără a face risipă de material. Pe timp voi să văd dacă avem întrebări. Nu sunt. Păstrez șervețelul că voi mai avea nevoie de el. După polimerizare, scutur surplusul de pudră. Iar acum voi lua topul, Master Shine Top. Voi realiza acest model, al doilea. Și voi veni cu o cantitate de top pe diagonală, dintr-o parte în cealaltă. Nu trebuie să tragem o linie precisă și să avem să fie vălurită. Iar acum, pe acest top, voi presera acel sclipici mai zgrumțuros de care vă spuneam, Diamond Power 01. Uitați-l. Argintiu, da. Voi presera pe acest șervețel. Acest sclipici se lipește imediat. Nu este nevoie să așteptăm, la fel ca și la pudra acrilică. Scuturăm și polimerizăm. La fel, cu acest surplus de sclipici rămas pe șervețel, îl adunăm frumos și îl punem în recipient. Așa, dacă lucrați pe șervețel și vă goliți imediat materialul, surplusul care vă cade pe lângă, nu veți face risipă de material și nu veți avea nici toată masa plină de sclipici. Bine, voi veți fi toate pline de sclipici. Am uitat să aprind lampa. Nu aveți întrebări? Este totul clar? Că nu sunt întrebări sau nu le văd eu. Suntem destul de mulți. Acum, cu o pensulă, voi scutura surplusul de sclipici. Ia uitați. Voi desface gelul Magic Silver. Este o culoare foarte frumoasă. De argintiu. Ia uitați-vă. Care putem să realizăm o mulțime de modele. Putem să-l folosim și la pictură, putem la cârlionți, la linii fine. Este foarte frumos și de efect. Voi lua cu bețișorul meu de portocal o cantitate mică de gel și îmi voi pune pe paletă. Îmi voi închide gelul. Tot timpul vă sfătuiesc să vă scoateți materialul din recipiente, pe o astfel de paletă, pe ce aveți la îndemână. Cel mai bine ar fi chiar pe o tabachieră sau un suport metalic de creioane, pentru că voi nu veți folosi tot materialul care îl veți scoate și așa nu veți face risipă. Închideți frumos cutia, o păcați în sertar și când aveți nevoie de ea, o scoateți și o folosiți. Cu acest burețel, pensulă cu cap de burețel, voi folosi acesta rotunjit. Voi lua material și prin mișcări de taputare lângă îmi pregătesc burețelul. Să-mi intre material. Și acum voi tapota material pe partea de sclipici, încet, cu grijă, să nu trec în partea de jos a tipsului, doar pe partea de sclipici, iar în partea de sus voi trece
și acolo și voi tapota acest gel. Ia uitați cât de frumos se vede. Ce efect obținem. Prin mișcări de tapotare. Acum polimerizăm. Lăsăm pensula cu burețel și gelul la îndemână. Mai avem nevoie de el. Cât timp stau tipsul la polimerizat, eu nu mai uit la comentarii, dar nu văd momentan niciun comentariu. Nu știu dacă nu sunt întrebări sau comentarii sau nu le văd eu. Oricum, colegele mele vor răspunde și dacă nu, după încheierea live-ului, eu mă voi uita la toate comentariile și voi răspunde. Acum, voi lua gelul Spider White. Desfac căpăcelul. Ia uitați și acesta cât este de gumat și cât de mult se întinde. Scoatem tipsul și cu bețișorul nostru de portocal, cu vârful acestuia, vom trasa câteva liniuțe, așa cum ne vine nouă, dar doar pe partea unde am aplicat dedesubt acel sclipici zgrumțuros. Nu vom trece și pe partea de culoare cu pudră acrilică, ci doar pe partea unde am aplicat acel sclipici zgrumțuros. Voi lua un fir de spider și mă duc stânga-dreapta cu el și îmi realizez ce model doresc. După ce facem câte un fir, polimerizăm câteva secunde ca acesta să nu se aplatizeze. Colega mea spune, Timi, suntem atente la tine. Mă bucur că sunteți atente. Înseamnă că vă place ce vă arăt. Dacă nu și înțelegeți, nu este nevoie de întrebări. Și acum voi mai aplica câteva firicele, tot așa, polimerizez câteva secunde ca acesta să nu se aplatizeze, fiind cald. Mai pun câteva. Câte doriți, atâtea puneți, până arată modelul cum doriți. Ia uitați. Ele sunt mai înalte, sunt 3D, arată frumos și așa, dar nu-l vom lăsa așa, polimerizăm, ne ștergem bețișorul, închidem frumos gelurile, gelul, luăm deoparte. Iar acum, peste acel gel, acest gel spider alb, voi veni din nou și voi tapota argintiu. Am grijă, în partea de sus, dacă ating cu burețelul, nu este problemă, dar cu grijă, în partea de jos a tipsului, să nu murdăresc movul. Movul albastru, culoarea veriperii. Să nu ajung cu burețelul și să îl pătez, să am un model curat. Ia uitați. Se vede efectul, cât este de frumos. Vă place? Ce spuneți? Este frumos? Este dificil de realizat? Polimerizăm. Acum îmi voi șterge frumos gelul. Pentru că eu nu am folosit o tabachieră și trebuie să-l șterg. Dar de aceea am pus o cantitate foarte mică de material. Nu este nevoie de cantități mari de material. Trebuie să facem economie. Și produsele 2M vă ajută la acest lucru, pentru că sunt foarte pigmentate și nu aveți nevoie de cantități mari de material. Uitați. Cât este de frumos. Frumos și rapid. Putem să punem și acest set deoparte.
Îl luăm pe următorul. Sunt plină de spitici. Următorul este acesta. Superb, super efect. Mă bucur că vă place. Ce spuneți de acestea? Sunt folosite tot una din culorile anului. De această dată am folosit o jasemi permanentă 228. Foarte frumos, nu m-aș fi gândit la acest model. Mă bucur că ți place. Adela, acum vă voi demonstra acesta, al doilea tips. În realizarea acestui model am folosit un Elastic Base 03. Țin să-mi fac curățenie pe masă. Am folosit o jasemi permanentă 228. Am folosit un All Base. Am folosit Intens 03. V-am spus că eu folosesc foarte mult culorile Intens. Intens 01. Avem nevoie de o matriță de ștampilă. Această matriță. Numărul 79. De la Moira. Pentru ștampilă am folosit gel lacul pentru ștampilă de la Moira, alb și negru, o racletă, o ștampilă, NF02, vom picta puțin cu el, și folie de transfer. Haideți să vă arăt cum am realizat eu acest model. Îmi voi lua un tips. Uitați-l. Aceste tipsuri pe care am lucrat sunt din acel set de tipsuri pentru nail art care v-am arătat și este numărul 1. Voi aplica un strat subțire de Elastic Base 03. Nevoie de un... Este un alb lăptos, un alb translucid. Și mă voi folosi de stratul acestuia de dispersie. Acesta după polimerizare nu se usucă în totalitate și rămâne cu un strat rezidual. Pe care eu îl voi folosi... Polimerizez. De dacă mai sunt întrebări foarte frumoase. Cu ce sunt prinse tipsurile? S-a răspuns la întrebare. Cu pata fix. Așa. Acum, cum spuneam, acest 01 are un strat rezidual, strat de dispersie. Folia de transfer, pentru a o folosi, avem nevoie de un gel special pentru aceasta. Există și gel și o jasemi permanentă. Sau o putem folosi, o aplica pe unghii, folosindu-ne de stratul de dispersie al gelurilor sau al culorilor ojelor semipermanente. Eu având Elastic B03, aceasta are un strat de dispersie și mă voi folosi de acesta prin a aplica folia de transfer. Prin mișcări de apăsare, ia uitați ce repede și ce frumos se prinde folia de transfer pe această bază. Am lipit folia de transfer. Iar acum voi folosi All Base. Am ales să folosesc All Base-ul. Poate nu aveți toate gelul sliding. Puteți folosi și gelul sliding clear, dar și o bază de la oja semi-permanentă. Voi aplica pe partea unde nu am aplicat folia de transfer un strat.
Nu voi polimeriza. Iar acum, pe paletarul meu, îmi voi scoate o bulinuță de ojă semipermanentă 228. Una de intens 01. Și una de intens 03. Andreea spune, ce voce calmă și ce frumos explici. Mulțumesc frumos! Mă bucur că înțelegeți cum explic. Așa. Iar acum, cu pensula de la Moira 00, voi lua o cantitate micuță de material prin mișcări de tragere. Iau material în pensulă, voi lua o bulinuță și îmi aplic în acest strat de bază pe care nu l-am polimerizat. Și trag o liniuță. Această bază mă va ajuta ca culoarea aplicată de mine acum să se disperseze. Dacă folosim sliding-ul, ea se va dispersa mai repede. Dar putem să ne ajutăm și de această bază cu pensula Norca 01, o aplatizez puțin și prin mișcări de tapotare, eu îmi voi dispersa materialul. La fel ca și la efectul de marble. Ia uitați. Vedeți? Iar acum polimerizez. Cu ștampila o voi aplica pe aceste pete de intens 01, intens 03 și 228. Încep cu albul. O aplic, mai pun o dată să mi se mărească, iar acum lângă descarc puțin din material, să nu am atât de mult, și aștept să mi se disperseze și să mi se facă aceste cerculețe. Ia uitați. Voi polimeriza câteva secunde în lampă ștampila. Hopa, așa. Iar acum o voi aplica pe tips. Ia uitați. Ce frumos se aplică. Probabil efectul și tehnica se va vedea mai bine la negru. Albul fiind pe alb nu se vede atât de bine. Dacă nu mi se dispersează atât de repede, mă voi ajuta de o pensulă, de coada pensulei, și voi lua puțin surplusul de material, iar aceste liniuțe se vor dispersa mai repede. Polimerizez câteva secunde în lumina lămpii. Și acum o aplic pe tips. Ia uitați ce frumos se aplică. Îmi șterg ștampila. Cum ne ștergem ștampila? O ștergem cu ajutorul unei role de scame. Dacă nu avem role de scame, putem să ștergem cu un scotch sau chiar cu un șablon. Cu lipiciul de la șablon. Desfacem șablonul de pe hârtia lui și putem să ne ștergem ștampila. Polimerizez câteva secunde până voi face aceeași mișcare cu negru. Aici veți vedea mai bine. Ia uitați. Iar eu acum voi scăpa de surplus, să nu am atât de mult, ca materialul să mi se disperseze mai repede. Ia uitați. Și începe să se disperseze. Dacă vreau să-l grăbesc, îmi pun coada de la pensulă, iau surplusul din acele locuri și el se dispersează mai repede. Polimerizez câteva secunde în lumina lămpii și îl aplic pe tips. Ia uitați cât de frumos se vede. Uitați. Vedeți? Se vede? Vă place efectul? Polimerizăm
câteva secunde. Tergem ștampila. Opa, s-a lipit și mănușa. O ștergem. Ne ștergem. Nu mai avem nevoie de materialul de pe paletă. Îl voi șterge. Încercați să aveți masa de lucru tot timpul curată. Vă va ajuta foarte mult să fiți organizate, să aveți curățenie pe masă. Uitați. Acum, voi aplica un top mat. Mat top coat de la 2M. Aplic un stat de top mat. Și polimerizez. Și îmi pregătesc ștampila. Vedeți că mai avem două frunze pe care le-am aplicat cu ajutorul ștampilei. Spuneam, am folosit această matriță de ștampilă foarte frumoasă și foarte de folos în modelele de salon, în mix design, mai ales cum se ați văzut în ultima perioadă pe Instagram, pe Facebook, sunt foarte multe modele în care sunt frunze, crenguțe. Și ștampila este foarte rapidă. Acum să vă spun cum încurăț eu matrița cu un pad de hârtie, de șervețel și cu un lichid de fixare sau cu acetonă. Pulverizez pe ea și o șterg. Acum să vă mai spun unde sunt matrițe care au modele foarte finuțe și au aceste zgârieturi striații de la model foarte finuțe. Nu se șterge chiar așa de ușor cu un pad și lichidul de fixare. Trebuie să insistați foarte mult și poate nici atunci nu vi se șterge. Eu, în aceste cazuri, mă folosesc de o periuță. Ia uitați, se vede. Se plină de gel negru. Aplic lichid de fixare și pur și simplu trec cu periuța în modelul care nu mi se îndepărtează oja folosită la ștampilă sau gelul. Și aceasta se curăță foarte bine. Așa. Ia uitați ce frumos arată mat. Folia de transfer deja are alt efect. Voi folosi, voi aplica aceste două frunzulițe. Uitați-le de aici. Voi folosi lacurile, gel lacul pentru ștampile de la Moira. Sunt superbe. Voi aplica o cantitate mică pe frunzuliță și cu o racletă voi trage. Aceste lacuri, sunt fiind gel lacuri, se usucă la lumina UV, adică în lampă, și nu este necesar să vă grăbiți, la fel ca și cu lacurile tradiționale pentru ștampilă, care se usucă la aer. La acestea puteți trage de timp. Este foarte important și foarte bine de știut că și cardul cu care trageți de material să nu fie foarte dur, să fie puțin mai flexibil. Uitați cum este acesta. Cum este acesta care este foarte dur, nu veți putea trage materialul pe ștampilă la fel de bine cu el. Voi trage cu rafleta. Uitați ce frumos s-a împrăștiat materialul. Iar cu ștampila îmi voi lua frunzulița. Este foarte important să nu apăsăm foarte tare, doar puțin, să finuț. În cazul în care noi apăsăm foarte tare pe ștampilă, tot materialul din acele striații va ieși și nu ni se va
lua pe ștampilă modelul. Uitați frunzulița. Acum, ștampilele sunt de la noi de pe site, o să le găsiți transparente, o să vedeți prin ele și vă ajută să vedeți unde veți fixa frunzulița pe model. Uitați. Îmi șterg ștampila. Îmi șterg matrița. Am pus alb pe amândouă frunzulițe. Voi da puțin și periuța să fiu sigură că îmi iese totul. Și acum voi face la fel o frunzuliță cu gel lacul 01, cu negru. Înainte am folosit 03, albul. Pun o cantitate mică de gel. Nu este nevoie de cantitate mare. Și trag. Îmi șterg racleta să nu o pun pe masă și să murdăresc masa. Și îmi iau modelul. Uitați cât de frumos a luat. Dacă am surplus pe margine, vin cu racleta frumos și îmi îndepărtez surplusul. Și acum o voi transfera pe tips. Uitați. Ce spuneți? Cât de frumos a transferat. Polimerizez. Întotdeauna să vă curățați matrițele, să nu le lăsați murdare. Să închideți ojele. Cu cât aveți grijă de materialele voastre, cu atât acestea vor avea o durată de viață mai mare. Să vedem, până se polimerizează, mai sunt întrebări? Nu sunt. Ce voce caldă și drăguță ai! Mulțumesc frumos! Uitați! Acesta este modelul. Ce spuneți? Este frumos, nu? Este de efect și este ușor de realizat. Cu materiale care le aveți la îndemână, în sertar, care le folosiți în fiecare zi. Așa, ce spuneți? Vă plac? Vă mai arăt model rapid. Ce repede a zburat timpul. Mai vreți să vă arăt încă un model? Ce spuneți? Încă... Haideți că vă mai arăt încă un model. Ia uitați aici. Este foarte ușor. Acesta. Vi-l voi arăta. Ce spuneți? Ce credeți? Cu ce l-am realizat? Ia să văd. Ce părere aveți? Acesta, al doilea. Vi-l voi demonstra. Ce material credeți că am lucrat? La mine intră puțin mai târziu răspunsurile voastre. Este un decalaj micuț de câteva secunde. Haideți să vedem. Am lucrat cu tatuaje, matriță de tatuaj. Tatuaje pe bază de apă. Uitați, îl vom folosi pe acesta. În realizarea modelului nostru.
Voi avea nevoie de o farfecă. Haideți să pregătim tipsul prima dată. Tatuajul îl lipim pe un gel cu strat de dispersie. Eu acum voi folosi o bază, Master Multibase 2021. Aplic un strat. Nu este nevoie de un strat foarte gros, un strat pensulat, la fel cum aplicăm și când lucrăm unghiuțele, stratul de bază. Aici puteți aplica tatuajul chiar pe stratul de dispersie al culorii. Dar eu acum nu am mai aplicat culoare și aplic o bază. Polimerizez. Între timp, am nevoie de un pad de hârtie, de o forfecuță, să-mi decupez tatuajul. Și ce vreau să vă spun? Asta vă spun că din grabă, poate, sau cum să spun, am făcut și eu greșeala și să vă spun să fiți atente să nu o faceți și voi. Aceste tatuaje vin cu o folie. De multe ori nu o dezlipesc din prima pentru a proteja modelele din tatuaj. Dar din grabă am pățit să decupez și să spun că dezlipesc după aceea această folie și am uitat să o dezlipesc. Și în momentul în care eu am luat tatuajul și am vrut să-l aplic pe unghie, acesta nu a mai fost la fel de flexibil. Acesta a fost mai tare și nu a mai putut să trag de el și să-l aranjez așa cum am vrut eu. Așa că vă sfătuiesc să aveți grijă și să desfaceți această folie. Eu de pe acest tatuaj am desfăcut folia. Îmi voi decupa acest pătrățel. Voi aplica tatuajul pe întreaga suprafață a tipsului. O pun pe padul de hârtie și voi aplica puțină apă. Am aplicat mai multă, dar pe lângă. Și tapotez cu degetul pentru a mi se uda și desface tatuajul. Așa. Îmi iau tipsul. Încerc să văd dacă tatuajul meu s-a dezlipit. Încă nu. Mai aștept puțin. Să vedem. Acum se dezlipește. Surplusul îl șterg cu un pad. Și voi dezlipi tatuajul. Un pe tips și cu degetul îl aranjez. Dacă vedem, el nu acoperă în totalitate tipsul. Dar ele sunt foarte flexibile și noi încet putem să tragem de ele, nu foarte tare, cu mișcări ușoare, și îl vom întinde. Și putem să-l avem pe toată suprafața tipsului. Tragem încet de el, nu tragem cu mișcări bruște și foarte agresive, ca nu cumva să rupem acest tatuaj. Uitați. Eu îl întind. Uitați. Și l-am întins pe toată suprafața tipsului. Nu mai am locuri goale. Vedeți? Mai puțin aici în vârf.
L-am întins frumos pe toată suprafața. Polimerizez puțin. Iar acum mă voi ajuta de o pilă. Ștergem apa de pe masă. Am umplut totul de apă. Cu o pilă voi tăia marginile tatuajului. Vin ușor de sus în jos pe lateralul unghiei, pe marginea unghiei și îmi voi îndepărta marginile și voi rămâne cu tatuajul perfect pe tipsul meu. Ia uitați cum s-a rupt acesta. Acum voi veni cu un strat, cu un top. Folosim Master Shine topul. Așa. Și polimerizez. Acum, vedeți, eu în partea de sus am realizat niște cârlionți. Acum știu, cârlionții nu sunt la îndemână pentru toată lumea și nu sunt ușori pentru toată lumea. Unor manicuriste le dau bătăi de cap acești cârlionți. Așa că eu vă arăt cum să-i realizați cu ajutorul ștampilei. Ștampilele și matricele de ștampile ne salvează în orice moment. Aceasta este tot o matriță de la Moira. 76-le. Voi folosi tot același gel, o jo semipermanentă pentru ștampilă albă. Unde este? Unde am pus-o? Aceasta. Îmi voi alege modelul acesta din colț. Eu matrița am șters-o înainte. Le-am curățat, le-am pregătit să nu pierd timpul. Îmi iau surplusul. Cu ștampila. În mișcare de rotație. Îmi iau modelul și îl aplic pe tips. Ia uitați. Acum, dacă noi vrem ca el să fie mai proeminent, putem să venim cu o pensulă subțire peste și să mai tragem, să intensificăm aceste liniuțe. Imediat să-mi iau pensula. Pentru aceasta voi folosi Vamp Stripper, o pensulă cu un vârf mai lung, pentru că ce am făcut? Să aveți foarte mare grijă. Acum, pensula mea de la Moira 00, am pus-o în fața lămpii și am polimerizat-o. Aveți foarte mare grijă să nu vă puneți pensulele în fața lămpii. Să pățiți ca mine. Cu Intens 01 îmi pun din nou pe paletă. Acum voi da, eu dacă aveam o tabacheră, nu mai trebuia să-mi scot material, pentru că doar deschideam tabachera și aveam materialul. Voi lua material și în locurile unde eu vreau să-mi intensific cârlionții, aplic material și îi voi intensifica. Ca efectul să fie mai frumos, nu voi lăsa doar așa, cu alb. Și voi veni cu pudră acrilică peste
atunci efectul va fi și mai frumos. Dacă vă faceți o bază, dacă, atunci aveți reperele pentru cârlionți. Nu o să vă mai fie atât de greu. Pentru persoanele cărora cârlionții le dau bătăi de cap. Avem soluția. Matrițele. Așa. Iar acum, eu peste, voi aplica pudră acrilică. Stați să văd unde am pus-o. Aici. Cu un tips, la fel ca și la modelele precedente, aplic. Ia uitați. Iar acum, cu un punctator, în partea de jos a tipsului voi face câteva puncte. Două puncte în sus și două... Opa! Mi-a alunecat mâna. Două puncte în jos, pe care voi aplica și pe acestea praf de porțelan. Pudra acrilică. Acum polimerizez. Pentru a da un efect mai frumos, eu am folosit și cristale. Am folosit aceste cristale SS5 206, care sunt în culoarea anului. Le-am lipit cu fixing gel de la Moira. Ia uitați cât este de frumos. Iau o cantitate foarte mică. Cu un bețișor pun un punctuleț unde vreau să-mi așez cristalele unde le-am pus. Voi lua din punguță cu ajutorul unei pențete. Fug de mine. Și le voi aplica. Uitați cât de frumos arată. Și este un model foarte ușor. Gata. Ia uitați, ce spuneți? Polimerizez câteva secunde. Și acesta este modelul. Acestea sunt modelele realizate de noi. Ce spuneți? V-au plăcut? Sunt ușoare? Nu sunt în cadru. Acum sunt. Imediat să schimb camera. Așa. Sunt superbe, mulțumim. Mă bucur că v-au plăcut. Mă bucur că ați fost alături de mine. Sper să vă fie de ajutor aceste modele în realizarea lor în salon, să vă surprindeți clientele. Mie îmi plac foarte mult. Eu iubesc aceste modele de mix design, rapide, de salon. Și eu acum pregătesc un curs pentru voi. În curând va apărea un curs online de mix design. Așa că stați aproape și nu vă mai țin, că am stat destul de mult și e vineri seara, să profitați de weekend. Dar să nu uitați de concursul de ambasadori și de tabăra de shop. Locurile sunt limitate, iar ar fi păcat să nu prindeți un loc în tabără.
Mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă pup și vă aștept cu întrebări, dacă aveți întrebări. Eu voi relua toate mesajele în caz că am ratat vreo întrebare. Vă pup!